Fotbalul românesc e într-o continuă cursă de a descoperi noi talente care să-l revitalizeze. Când e un jucător tânăr? Și de ce noi, spre deosebire de fotbalul de afară, considerăm jucătorii de 20 de ani fiind încă tineri? Iani Stoica e un astfel de jucător. Va împlini 21 de ani în decembrie, dar și-a făcut debutul în fotbalul profesionist la FCSB într-un meci de cupă cu Sănătatea Cluj în 2017, adică pe vremea când avea doar 14 ani, fiind cel mai tânăr debutant din istoria echipei bucureștene. Iani Stoica a strâns acum 60 de meciuri în Superliga, în care a marcat 9 goluri. Iar acum e om de bază la Universitatea Cluj, continuând tradiția din familie. Tatăl său, Pompiliu Stoica, a fost de 2 ori campion cu Steaua în campionatul românesc. Primii pași nu au fost deloc ușori. Mai întâi, Iani s-a jucat portar. După câteva meciuri a devenit atacant, în opoziție cu tatăl său, care a jucat toată viața fundaș de bandă. Când m-am dus la fotbal, am vrut să mă fac portar, dar mi-a dat unul cu mingea în față și am zis că nu mai vreau în poartă și am trecut în teren și am evoluat pe toate pozițiile până la 14 ani când s-a decis că o să joc în față. Și e cea mai bună alegere? Ești mulțumit? Da. Cum era portar? Când, de câți ani aveai atunci? 6-7 ani aveam, dar am spus, cred că a durat maxim o săptămână. Încă de mic, de când tatăl său era în activitate și juca la Steaua, apoi la FC Moscova, Tom Tomsk sau Alki Larnaca, înainte să-și termine călătoria în fotbal la Petrolul, Ianis a fost atras de fotbal, iar dragostea pentru minge nu a fost condiționată de părinți. Asta mi-am dorit de mic. Tata nu m-a forțat niciodată să fac lucrul acesta. El nici așa, adică sfaturi mă-mi dă să am atitudine, dar mereu când îi cer sfaturi de joc și așa, în unele situații mă pune să vorbesc cu antrenorul pentru că el este cel care poate să-mi spună în funcție de principiile fiecăruia ce trebuie să facă în anumite momente. Dar evident lucrurile nu au fost ușoare, mai ales că fotbalul românesc are obiceiul să devoreze jucători tineri, fiind aproape o obsesie de a găsi noi staruri care pot readuce fotbalul în prim plan. Iar pentru un copil de 14 ani, un adolescent, să fie centrul atenției se transformă imediat în presiune. Este presiune și este presiune mai ales că eu am scos capul de vreme în fotbal, ca să zic așa, și mulți tineri se pierd. Ești de mic, după aia ai așa un zvâc și după aceea mult se pierd și a fost această presiune mereu să mă mențin măcar la nivelul ligii întâi, să pot să joc constant cât de cât la nivelul ligii întâi, să am și rezultate. La un moment dat te obișnuiești cu această presiune și critici și normal, dacă nu scrii, toată lumea pune presiune, dar tu trebuie să te obișnuiești, să uiți de aceste critici când intri pe teren. În 2016, pe când avea doar 14 ani, Ianis a plecat în Germania, acolo unde a jucat un an pentru grupele de copii de la Freiburg. S-a întors repede acasă, unde a devenit jucătorul FCSB-ului, chiar când vicecampioana punea bazele uneia dintre cele mai solide academii din România. Chiar dacă sunt departe de casă, important este să faci ceva în fotbal, adică și dacă ești acasă și nu faci nimic, poate peste ani regreți că n-ai plecat sau n-ai riscat, așa mai bine pleci, iei emoțiile și te duci și încerci să dai totul să-ți îndeplinești visul pentru care ai început acest sport. Când ai revenit, ai simțit-o ca pas înapoi, ca pas greu atunci? Nu, pentru că eram destul de mic, am avut contact repede cu prima echipă de la FCSB și pot să spun că a fost un pas înainte pentru mine. Eu nu regret că am revenit. Au urmat momente în care Stoica a fost împrumutat la Călăraș, Petrolul, Slatina și Metaloglobus. Decizia FCSB-ului, echipă cu care încă se află sub contract pentru 2023, a fost cea de a-l împrumuta încă o dată, de data aceasta în Superliga, la Universitatea Cluj, acolo unde Stoica a marcat deja de 2 ori pentru U în acest sezon. Aici lumea chiar trăiește pentru fotbal, dacă în București mai mergeai într-un mall și lumea chiar nu te recunoștea aici. Toată lumea e suporter aici, dar pentru U, lumea trăiește pentru această echipă și pot să spun că depinde mult fericirea acestui oraș de rezultatele acestei echipe. Așadar, cercul s-a închis, iar Ianis joacă acum meciurile de acasă pe stadionul unde și-a făcut debutul, în acel meci cu Sănătatea Cluj.
un meci în care atacantul Universității a și înscris, un debut de vis cu adevărat. Am fost și eu selectat, chiar dacă aveam 14 ani, pe meci, v-a dat seama, emoție, prima oară cu prima echipă, nu știai de ce să te legi de bagaj, să fii cât de cât politicos și după aceea când a intrat în teren, v-a dat seama, emoții, era altceva, eu eram pe la copii, nu era... Era doar, auzeai doar antrenorul, nu auzeai stadionul și chestia asta, suporterii, era așa, nu știu, ceva nou, dar am trecut peste, primele 50 minute au fost mai grele, după aceea m-am obișnuit puțin. Păi și marcat, nu? Da. Păi nici nu știam cum să mă bucur la... Am fugit așa, eram... Eu stăteam cu Noere în cameră și... mă luase așa sub aripa lui atunci și mai mă învăța lucruri, dar oricum mi-am zisese și tata că bă, leagă-te la bagaje, încearcă să ajuți, încearcă să ai atitudine și mi-a ieșit. După primul cantonament aveam emoții că n-o să mă ia și în al doilea, primul a fost în Turcia, al doilea a fost în Spania, dar m-a luat și în al doilea. Dar cine este Yanis omul? Nu știu, mă mai am la filme, mai am un prieten, Alex Țiplea, îl cheamă. Mai mă duc la el la FIFA. Ești bun și la FIFA? Da. Dacă ar fi să alegi un film sau un actor preferat? Actor Jason Statham, îmi place cel mai mult și ca serial mi-a plăcut cel mai mult Prison Break. În playlist-ul tău de muzică ce există? Acolo ceva pop și după aia dau următoarea și îmi vine așa. Adică nu le aleg eu, bagă YouTube-ul. La 20 de ani, Yanis Stoica a debutat repede în fotbal, dar începe să simtă experiența celor 6 ani petrecuți în primele două ligi, iar cu un mediu propice, deși cu presiune, începe să devină din ce în ce mai bun.